În această perioadă, drumul care leagă Constanța de sudul litoralului este extrem de aglomerat. Fie că întârzie la muncă, fie că vor să ajungă mai repede la mare, unii șoferi uită să mai ridice piciorul de pe accelerație. Pentru a preveni accidentele rutiere, polițiștii au ieșit în stradă încă de la primele ore ale dimineții. În acest sezon estival, specificul este unul aparte, este unul diferit față de restul anului, și anume în cursul dimineții până în ora 8 avem valori reduse de trafic și atunci conducătorii auto circulă cu viteză. După ora 8, colegii mei lucrează pentru fluidizarea traficului, pentru că știm foarte bine se formează acele cozi, coloane de mașini. La ieșire din municipiul Constanța, în dreptul sensului giratoriu, toți cei care au depășit viteza legală au fost trași pe dreapta. 7:30, înregistrată afară Turada, circulând pe DN39, în zona marcajului pietonal, în Lazu, viteză 86 km/h la limitare 50. Și nu puțini au fost cei care au depășit limita legală de 50 km/h la trecerea de pietoni din localitatea Lazu, acolo unde a fost amplasat radarul. Conducătorii auto ar trebui să știe faptul că depășirea cu peste 50 de km a vitezei legale admise pe sectorul de drum respectiv constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 9 la 20 de puncte, precum și cu măsura complementară de reținere a permisului de conducere pentru 90 de zile. Doi dintre șoferii care au fost prinși de aparatul radar au fost la un pas de a rămâne fără permisul de conducere. Depistat de aparatul radar circulând pe DN39, localitatea la Lazu, în zona marcajului pietonal, la 7:20, viteză 95 km/h, 90 la limitare 50. Sancțiunea pentru această abatere este de 9 puncte, amendă 6 puncte penalizare. În zona marcajului pietonal, la limitare 50, a circulat cu viteză de 99 km/h. La 99 km/h e de contravenție, a fost la limită de permis, la 190 de permis. Viteza nu a fost singurul motiv pentru care șoferii au fost amendați. Polițiștii au oprit o mașină care avea montate stroboscoape și folii pe stopuri. Aveți o sancțiune de 290 de lei pentru nepurtarea centurii de siguranță și un avertisment pentru foliile aplicate pe dispozitivele de iluminare și semnalizare spate. Da? Dacă aveți ceva mențiuni de făcut, nu aveți. Aveți aici dovadă pentru certificatul de înmatriculare, 15 lei, da? În urma acțiunilor desfășurate pe DN22 și DN39, polițiștii au aplicat 30 de sancțiuni contravenționale. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 10 permise de conducere pentru depășirea cu peste 50 de km/h a vitezei legale.